Atenție, dacă ați împrumutat bani online de la instituții financiare nebancare, trebuie să știți că acele contracte nu pot fi executate silit. Instanțele de judecată au decis că întreg procesul de creditare online nu poate fi asumat de debitor odată ce nu există o semnătură holografă sau electronică, așa cum prevede legea. Grav este că banii dați cu împrumut prin metoda online pot fi solicitați de oricine dacă are o copie după buletinul dumneavoastră și un cont bancar deschis. Din păcate, sunt multe persoane care au pățit acest lucru. De nevoie și pentru că este rapid și ușor, mulți români se împrumută la IFN-uri, iar mai apoi dobânzile mult prea mari, de 4.000-5.000% pe an, îi sufocă și ajung să nu-și mai poată plăti ratele. De aici până la executarea silită nu mai e decât un pas. Însă un român care a luat un astfel de credit online a contestat executarea silită în instanță, iar judecătorii au decis că datoria lui nu poate fi executată, motivând că nu este semnat holograf și nici nu are încorporat, atașat sau asociat o semnătură electronică extinsă, astfel că nu poate fi considerat ca fiind asumat de debitor și nu poate produce efecte juridice. Nu putem să semnăm un contract de credit online, să-l scanăm și să-l urcăm înapoi pe un site, iar el să fie considerat un contract de credit cu puterea executorie. Practic, el nu poate fi pus în executare în această situație. În cazul lui, instanța a decis nu doar anularea executării silite, ci a întregului contract de credit. Decizia respectivă va putea fi folosită cu succes de către toți cei executați silit în baza unui asemenea contract, ba chiar mai mult de atât. Sigur, nu trebuie să încurajăm o asemenea practică, dar se poate pune întrebarea legitimă dacă oamenii respectivi într-adevăr au luat creditul. Cu atât mai mult cu cât astfel de situații există. Andreea este doar un exemplu. Am trezit anul trecut în toamnă, începutul iernii, cu o hârtie cum că sunt executată silit pentru o anumită sumă. Prima oară am rămas așa pentru că n-am făcut niciun credit, cu atât mai mult la o instituție financiară nebancară. O cunoștință a luat 3 împrumuturi online de la IFN-uri în numele Andrei. A avut nevoie de o copie a buletinului ei și un extras de cont falsificat, în care a trecut la contul său bancar numele Andrei. Astfel, persoana care i-a furat identitatea a completat formularul online pe care îl cer IFN-urile cu datele Andrei, iar banii au fost virați în contul bancar al persoanei respective. Oricine poate să facă așa ceva cu o copie găsită și pe jos. Noi ne lăsăm copii după buletin peste tot, inclusiv la poliție, la doctor, oricine. Cine poate să facă lucrul ăsta cu o copie după buletin și cu un cont bancar? Ei, dacă ar verificat numele meu la banca respectivă, ar fi văzut că eu nu am niciun cont. Andreea a mers apoi la un avocat, a contestat executarea și a făcut dovada că ea nu a primit niciun ban, odată ce nu are niciun cont bancar deschis pe numele ei. Iar în contul în care au fost virați banii, o altă persoană era titular. Acum Andreea cere daune morale instituției care a acordat creditul online, fără să verifice dacă acel cont bancar era într-adevăr pe numele ei.